Bine să plâng, dragi prieteni. Astăzi urmează să reacționez la o poveste tristă. O poveste atât de tristă încât ne lasă fără cuvinte. Atât de tristă e povestea. E atât de tristă încât merită să-i dăm un like înainte să începem acest episod. Bine v-am găsit, dragilor, eu sunt Pau și astăzi reacționez la o poveste de dragoste care te lasă fără cuvinte. Nu cred așa ceva. Nu uitați, după cum ziceam, să dați un mare, mare like înainte să începem. Și dacă încă nu mă urmăriți pe Instagram, Pau Trifan, vă rog, urmăriți-mă, dați-mi un follow acolo. Mulțumesc celor care mi-au trimis acest clip și eu zic că putem să începem. O poveste de dragoste care te lasă fără cuvinte. O fată și un tip circulau cu viteza de 100 de km pe oră pe o motocicletă. Incredibil, fata, mai încet, mi-e frică! Clipul ăsta e făcut de Cristi Arsinte, cred că, da, cel mai probabil. Ceea ce înseamnă că... Ce înseamnă asta? Vreau să... Putem să o luăm de la început. Vă rog, deci așa, revenim. Scuze. Vreau să fac o glumă, dar ceva nu mi-a ieșit pe parcurs. Hai să revenim. Deci, o fată și un tip circula cu viteza de 100 de km pe oră pe o motocicletă, la care fata zice, mai încet, îmi este frică. Fetei era frică pentru că mergeau foarte tare pe motocicletă, practic, da. Iar la care tipul nu este distractiv. Asta e o poveste de dragoste care te lasă fără cuvinte. Doi proști pe motocicletă. Na, în fine, na, este distractiv. Bun. Fata, nu este. Te rog, e atât de înfricoșător. Mersul pe motocicletă îmi provoacă frică, măi Cristi, nu Cristi, nu știu cum îl cheamă pe băiat, măi băiatule, o să zicem băiatule, putem să-i zicem Tudor, îmi place numele de Tudor. Îmi este frică să merg cu tine, Tudor, pe motocicletă, pentru că tu ești un dur, Tudor, tu porți cască de motocicletă, nu porți cască, pentru că tu ești rebel, Tudor, porți geacă de motociclist și mi este frică pentru că mergi cu 100 de km la oră. Care nu e o viteză, wow, dar dacă ești pe motocicletă, da, e cam nașpa, adică un pic faci așa și te-ai dus. Bun, revenind, așa, atunci spunem că mă iubești. Ha? Spunem că, ca să ce? Am pierdut eu ceva? Deci ea îl roagă ca să ăsta și el nu vrea să se oprească și probabil zice spunem că mă iubești ca să nu mai merg 100 de km la oră pe motocicletă. Ha? Deci n-are sens. La care fata zice te iubesc, încetinește! Iar băiatul ce se întâmplă? Va încetini? Acum îmbrățișează-mă cât poți de tare. Bă, da, încetinește, bă, odată. Că dacă te îmbrățișează, poate strângi mai tare de alea și accelerează. Nu știu cum e accelerația la motocicletă, dar mă gândesc și eu. Ea l-a îmbrățișat și acum ce se întâmplă? Poți să-mi scoți casca și pune-o pe tine. Mă deranjează. Ok, încă vorbim despre mersul pe motocicletă pentru că sunt foarte multe chestii aici cu substrat sau mi se pare mie. Dar să mergem mai departe. Așa, a doua zi în ziar. Au murit proștii, fii atent. O motocicletă s-a izbit într-o clădire. S-a izbit într-o... Are niciun sens. Din cauza că a rămas fără frâne. Deci clădirea rămăsese fără frâne și... Nu înțeleg. Așa, bun. Cum a putut să rămână fără frâne? De ce că l-a îmbrăzișat? Două persoane au fost în accident, dar numai una a supraviețuit. Numai una... Și a fost fata, pentru că adevărul că la jumătatea drumului... Adevărul că la jumătatea drumului tipul și-a dat seama că nu mai are frâne. Motocicleta nu mai frânează de el, nu a vrut ca fata să știe. Hai, lasă-mă! Cât poți să fii de calm când aia nu mai frânează? Adică poți să găsești cumva niște... Dar nu știu de fapt că vorbesc tâmpenii, că poate chiar nu mai ai nicio șansă că nu mai frânează motocicleta și ăla ești. Poate chiar a fost bărbat. Vezi, eu n-am fost niciodată cu motocicleta, maxim cu bicicleta am fost. Da, nu știu. În schimb, i-a cerut o îmbrățișare și să-i spună că îl iubește o ultimă dată. Ce frumos, mă, Cristi... Tudor îl chema. Ce frumos din partea lui Tudor. Incredibil. Apoi el i-a cedat. I-a cedat-o. Era nevoit cumva. Astfel încât ea va trăi. Deci i-a cedat casca astfel încât ea va trăi. Chiar dacă aceasta înseamnă că el va... Mamă, dar cum schimbăm timpurile așa într-o dată, nu mai contează. Nimic nu doare mai tare decât lucru pe care l-ai înțeles prea târziu. Ah, citatul! M-a rupt! De unde e asta? Din Irina Binder? Nu cred!
Fetelor, fetelor, rapid pe Instagram cu descrierea asta, că e nebunie. Pune la bio pe Facebook, hai peste tot! Nimic nu doare mai tare decât lucru pe care l-ai înțeles prea târziu. Ba, eu cred că dacă îți bagă cineva un cuțit în tine, cred că te doare mai tare decât... Nu, mă gândesc. Vai, sau dacă te izbești cu capul de un zid. Distribuie mai departe. De ce? Ce? Videoclip crea bine, Cristi. Super videoclip, am râs, e amuzant. Da. Ăsta a fost clipul. A fost tare. Da. A! N-o să mă uit în comentarii, dar pun pariu că e plin de copii care sunt impresionați până la lacrimi de cât de tristă și profundă e povestea, că e, vai, cum sunt cărțile alea culinare, știi, din care multe persoane se inspiră, alea care se vând pe bandă rulă, nu mai zic care, că literatură de aia pentru, în fine, aici am râs, hai că... Aș fi vrut să ținem mai mult, că mi-a plăcut tare mult. Dacă mai aveți de chestii de genul ăsta, vă rog să îmi trimiteți, nu neapărat de pe canalul ăsta, de oriunde, povești de astea foarte triste și profunde și cringe până măduva oaselor. Mamă ce am râs, da, chiar a fost tare. Bine, dragilor, vă mulțumesc că l-ați urmărit, eu am fost Paul. Nu uitați, like, share, distribuiți mai departe, nu uitați să dați un follow pe Instagram și dacă nu vă urmăriți și pe celălalt canal de YouTube, unde postez chestii foarte tari, dați un subscribe și acolo m-ar ajuta foarte, foarte mult. Cam atât, ne vedem în episodul următor.